E bine, oameni buni, ce credeți că vom face? Avem o eșarfă pentru că vrem să o legăm la ochi pe nimeni alta decât pe frumoasa Nicole Sherry, pentru că va mânca ceva ce nici nu va visa. Despre ce este vorba, o să aflați imediat. Până atunci, Nicole Sherry! Iulica, pentru piesa asta ți-aduc o felie de cozonat. S-a potrivit extraordinar. Bravo, băiatule, bravo. Îți zic ceva. Deci, dacă mi se face rău de la ce o să mănânc, eu vine mama peste tine aici. Deci, stai un pic, eram învățat de obicei să vină tatăl tău. Nu, acum vine direct mama și mama nu apare de obicei, știi? Da, și când apare e jale, când nu? Când apare e jale. Noi în fiecare marți avem o provocare, draga mea, Nicole Sherry. O să te leg la frumoșii tăi ochi. Dar nu mă lega prea strâns că mi se ia machiaj aici. Am și o eyeliner și de astea. Ce avem? Eyeliner. Eyeliner, eyeliner, da, da, da. Eyeliner, eyeliner, eyeliner. O să te leg foarte bine, să nu vezi absolut nimic. Câte degete ți arăt eu? E pe naiba, nu știu. E perfect. Două. Așa, dar două. Da, nu sunt două. Ea este Nicole Sherry și astăzi o așezăm frumușel aici la masă, unde va trebui să aibă încredere în noi și să mănânce ceva comestibil. Hai, ușurel, 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 Nicol, Nicol. Să nu faci rău de aia să mă așez pe... Stai cu nenea, stai cu nenea aici. Perfect, stai că aducem și masa și imediat după scurtă pauză de publicitate aducem și felurile de mâncare. Dar poate o să se întâmple în câteva momente. Așa că, oameni buni, provocarea de marți. Ce mănâncă Nicole Sherry legată la ochi? Dacă mănâncă, dacă leșină sau nu leșină? Nicole Sherry, oameni buni, este legată la ochi, iar dacă este legată la ochi, va gusta astăzi o delicatese. Stai să-ți aduc și furculiță, draga mea, Nicole. Ceva ce n-ai mai gustat în viața vieților tale. Așadar, este o delicatese foarte scumpă, foarte sănătoasă. Se spune că cine mănâncă așa ceva trăiește cu 7 ani mai mult. Mamă, ce vrăjeală bună ai! Nu e vrăjeală bună. E chiar adevăr. Vreau doar, nu te uita, te uiți? Să nu, sper că n-ai... Bă, nimic. Ia, miroase puțin așa. Miroase a cozonac. Are miros de cozonac, dar nu e chiar cozonac. În fiecare marți avem o super provocare. Stai un pic să... stai să vadă și cei de acasă despre ce este vorba. Sunt niște delicatese care, crede-mă, pai de capul meu. Mamă, ce umpli, băi! Băi, ai încredere în mine. N-ai tu demisiunea asta de atâtea ani, vezi? Că mă umpli așa de tare. Te rog frumos, Nicol. Stai un pic. Deci ai văzut, trebuie să ai încredere în mine. Mirosul este senzațional, da? Deschide și gura. Acum îmi dai altceva. Nu mă, îți dau altceva. Deschide gura. Hai mă, ai încredere sau n-ai încredere? Bine, hai. Hai, bă. Fii atent. Acum îți spun la modul cel mai sincer. Da. Ce ți ofer eu este ceva special. Este o delicate. Haide! Ascultă-mă un pic, că vorbesc serios, nu te pripi. Păi haide că vreau, că nu mai am răbdare. Stai o secundă să-ți povestesc. Deci așa, este ceva ce în străinătate se costă foarte mult bani. Da, ne-mai întâlnit, ne-mai mâncat. Da, mă, și este foarte sănătos. Adică ce-ți dau este foarte comestibil. Să nu ai impresia că nu... Că okay, e o prostie. Bine. Deschide gura mare. Și hai. Hap. Hai. Ține. Ce-i nu asta? Mă mănâncă, deschide, păi nu. Păi nu ai gust. Hai mă, uite, ține tu furculița și gustă, poftim, ia. Hai mă, Nicol. Dar nu-mi place. E, nu. Dar jur că dar nu-mi place, ce-i asta? Dar gustă tu să vezi despre ce este vorba. Dar am mâncat. Păi și... ești curajoasă sau nu ești curajoasă? Păi jur că am mâncat. Păi nu n-ai mâncat, ai făcut așa, ce stai, mi-e puraș la emisiunea asta. Te rog frumos, ține tu furculița, uite, hai, dă mâna aici, așa. Uite, trebuie să mănânci până recunoști. Uite, are și miros frumos, eu ți-am zis. E pește ăsta. Nu e, mă, pește. Ba, da, e pește. E pește. Și peștele nu-i sănătos? Dacă era pește, îți dădeam ăsta jos pentru că recunoșteai. Haide, că hai. Unde... Hai, mă, Nicol, mă. Dacă încearcă tot odată și asta e. Păi nu vreau să iau tot. Deci jur că am mâncat, jur că am gustat și are un gust așa sărat, parcă de nimic, nu știu, e scârbos. Nu păi mai stai, mă, un pic, trebuie să-mi spui ce e. După ce îmi spui ce e, eu te eliberez. Nu știu ce e, n-am mâncat niciodată. Hai să-ți povestești ce ai tu în furculiță. Acolo costă 250 de euro, că ai o jumătate. Haide. Pe cuvântul meu de onoare, ți-arăt pe internet. Nu cred că am mâncat așa ceva. Pe cuvântul meu de onoare, că ți-arăt pe internet. Deci prețul este de 500 de euro. Haide, zi odată ce păi e asta. Nu gustă, deschide gura și mănâncă. Hai, mă, Nicol, mă. Haide că am mâncat. Băi, băiatule, băi, ori facem... Ia, nu mai pot, jur că mi se face rău, Cătăline. Dar zi ce e? Nu știu ce e. Hai, mă, Nicol, ai cura sau n-ai? Nu am, nu
știu ce e. Păi încearcă-mă un pic să guști. Băi, nu mai pot, jur că am nodul în gât, vei să vomit aici. Crede-mă că chestia asta este o delicatesă și își face vocea mai mișto. Poate să fie și asta, pot să ajung și ca, nu știu, Mariah Carey, dar nu mai vreau. Of course. Vrei să-ți dau jos despre ce... Vreau apă, te rog, dă-mi apă. Deci fii atent, îți arăt pe internet și o să vezi că Madonna mănâncă 3 bucăți înainte de fiecare concert. Și e 500 de euro bucata. Să fie la ea acolo, Doamne iartă-mă, ce am treabă eu cu ea? Da, exact. Tocmai de aceea lasă-mă să-ți dau jos eșarfa ca să înțelegi ce ai mâncat sau ce, de fapt, ai încercat să mănânci, că n-ai prea avut curaj. Mamă, băi, am mâncat, pe bune vorbesc. Un pic ai gustat. What's this? This is eggs. Ouă, dar ce ouă e asta, domne? Astea sunt celebrele ouă clocite, știi, împuțite alea. Sunt, nu știi, serios, fără nicio chestie. Sunt delicatese, adică dacă mănânci un ou de ăsta... Deci mă jur că are gust de... pește. Are, deci e sărat puțin. Astea sunt comestibile? Oh, super. Cătăline, rămâi tu acolo cu delicatesa ta. De buie? Mamă, și cum sunt astea? Aha. Și mi-a zis mie că n-am mâncat. Ce gust au, băruță? Ia zi. Bune. Da. Sănătate. Data trecută, când am mâncat eu de astea clocite, vreau să spun ceva. Ia, hai, erau că preparate, erau preparate de șef Cătălin Petrescu cu ceva sosuri de sushi și practic puteai să mănânci. Vrei sau nu? Vrei sau nu? Mai bine o par de apă. Bine. Mama, asta e foarte bună. Asta cu ce e? Cum... Nicol, da. Ai încredere în mine? Numai. Dacă mergi mai departe cu mine, s-ar putea viața ta să se schimbe în bine. Aplauze. Oh, clocite, sigur. Fii atentă. Mai ai ceva? Da. A, Doamne. Te rog frumos. Ai curaj. Am altă eșarfă. Aia nu mai poate fi folosită. Hai, mă, Cătăline. Măi, ai încredere în... Stai, stai, că mi-ai machiajul. La, mi-ai machiajul. Mi-ai machiajul, plantă. Nu luăm nici... Mama, cu ce... Stai. Dar jur că n-am văzut nimic, deci nu pot mai lega așa. Mi-ai legat cu tot cu firele stai de păr. Stai liniștită. Ai încredere în mine, mamă, fii atent, plantă. Hai, mă, fră... Stai, frățică. Ce, n-ai bani de om? Deci, stai, că-ți pleacă de aici. Hai, mă, Cătăline! Stai, mă, Nicol, crede-mă! Stai, mă! Doamne, ferească Dumnezeu! Ai încredere în mine? Nu am! Acum e proba adevărului. Hai, Nicol, fii atentă. Mamă, zici că dau bacul pentru a doua oară, vă jur. A, uite-te aici, mamă, a? Stai cu minte mai aici, nu te... deschide gurița și... Hai! Hai, mâna, deschide! Altă viață! Asta e ciocolată! Vezi, ți-am zis că ai fost curajoasă. Ceva dulce și bun! Vai de capul! Ăsta da! Am aflat că e desertul tău preferat, e adevărat? Da! Și înghețata de vanilie unde e? E bun? E bun? Da, vei? Mai ai și o farfurie, stai liniștită. Nu, da, oricum, că mi-ai dat cu o clocite. Bine, du-te liniștită. Mai vorbește cu Ștefania, iubita lui Spic, pentru că imediat o să veniți să ne și cântați, da? Da. A, dar nu te duci să-i dai și ei prăjitură? Păi, am vrut să văd dacă e otrăvit, dar nu e asta. Deci și cum îți dai seama că trebuie, dacă te mai puteai ridica de pe canapea sau nu? Da, trebuia să am două curcă. Bate palma, ai fost aproape curajoasă, dar aproape că n-ai mâncat ouăla așa cum trebuie. În fiecare marți avem câte o provocare pentru câte o vedete.